Luna decembrie este luna în care cele mai cuminți dintre noi primesc sau își dăruiesc în avans cadoul de Crăciun și iau cu asalt clinicile de profil. Trendul acesta a început să se facă simțit în urmă cu câțiva ani, iar de la an la an se conturează tot mai tare cum arată cadoul ideal, care nu se găsește în centrele comerciale. Totdeauna înainte de sărbători sunt mai mulți pacienți, pentru că fiecare femeie și nu numai femeile, că în ultima vreme avem o adresabilitate destul de ridicată și din partea bărbaților și bărbații își doresc să arate mai bine de sărbători și își permit sau speră ca Moș Crăciun să le facă un cadou de acest gen. Cele mai cerute, mai solicitate tratamente sunt dermabraziunea, injectarea de toxină botulinică, injectarea de acid hialuronic, mezoterapia, respectiv hidratarea pielii cu diferite produse și una dintre cele mai moderne tehnici ar fi injectarea de fire sau aplicarea de fire la nivelul feței, fire resorbabile. Toate acestea contribuie la îndepărtarea ridurilor. Evident, în funcție de procedura solicitată de pacienți, prețurile diferă între ele. Prețurile diferă de tipul de manevră, în primul rând, de produsul pe care îl folosim, pentru că, bineînțeles, există pe piață mai multe produse din fiecare tip de tratament și de cantitatea care o folosim, ceea ce e variabil de la pacient la pacient. Deci, inițial, este bine să se facă un consult, se decide necesitatea aplicării unei dintre aceste metode și, în final, se poate face un calcul și pacientul poate să știe cam cât îl costă fiecare tratament în parte. În urma intervențiilor, spun psihologii, pacienții se simt mai bine, își cresc calitatea vieții chiar și după o perioadă mai lungă de timp, au simptome mai reduse de anxietate, de depresie și se simt mult mai bine cu imaginea corporală pe care o au.